Nu a mai rămas decât un singur pas până la întâlnirea cu mine și cu partenerii voștri care vă așteaptă cu interes. Abia aștepte-vă, boantă, nu mai pot. Ca să aflați punctul de întâlnire, trebuie să găsiți și să puneți cap la cap cele trei bucățele de hârtie care se află în coșuri. Sunt atât de obosită și de surmenată că nici nu mai contează. Mă duc ca un om cheaun. Un super șarpe în față, o mare cobră care se face și se înfoaie ca toate alea și nu știu cum, dintr-o secundă, de lângă cobră, am ajuns pe lângă domnul ce era ăla de se ocupa cu șerpii și mă... Nu știu unde am ajuns. Am ajuns lângă lac. Nici gând de așa ceva. Aici stau, nu mă apropii niciodată. Nu pot să fac asta. No, niciodată în viața asta. Și ăsta, îngrijitorul ăsta de șerpi, sau cum s-o numi el, îmi zicea, vino, vino, vino. Niciodată în viața asta, acoperiți cutia aia. Uite, ia capacul, îi pui capacul ușor pe cap. Îl... Ce, să bag mâna sub el? Tu bagi mânuța de desubt. Ce? Doamne ferește, zic. Nu mă apropii de șarpe! Nici gând să mă mai apropii de coșurile alea sau de șarpele alea. Nu pot să mă apropii de șarpe. Nici măcar nu mai pot să fac un pas aici. Cine îi ține capul? Eu îi țin capul? Doamne ferească Sfântul, niciodată. Mie-mi e frică și de umbra mea cum să pun mâna pe... Cum să mă mai apropii eu de șarpele ăla? Sir, please. Can you help me, please? Sir, please. But you first go there. Nu, nu pot. Cred că oricui e frică de un șarpe, dar mai ales de o cobră. Mie mi-e frică și eu de un gândac atât. Da, dacă se poate numi fobie, cred că am un fel de fobie. Nu pot, mi-e foarte, foarte, foarte... Foarte frică. Da, e cu capul la mine. Nu, mă privește fix în ochi, ce aveți? Se uită la mine, o să mă muște de cap, nu. Aoleu, mi-e frică și de astea. Porma, am încercat eu cu un băț acolo. Face urâtă! Nu pot, nu pot, nu pot, nu pot, nu pot. Scuipă! Scotea un sunet foarte ciudat, scuipa șarpele ăsta cum scuipă o pisică de-aia nervoasă. Vai de capul și de zilele mele. Na, niciodată. Niciodată, uite cum s-a umflat. Na, nu, cum? Dacă mi se încolăcea de gât, nu. Îmi stă inima, doctor, ca să știi. Mi-e foarte frică. Proba era despre a-mi învinge frica. E, da, acum mă vindec am eu la Asia Express de șarpi. Nu. Ce faci? A rămas acolo sană de piatră așa? Nu, nu pot. Aici rămân. Nu pot să fac așa misiune. Și eu încercam așa un pic să mă duc, dar băiatul se întorcea după mine de fiecare dată. Era așa, ca o antenă. Doamne, nu, 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 că dacă te miști foarte încet, el nu o să simtă că ești în spatele lui pe naibii. Se întorcea într-o secundă. Nu, mă, se întoarce după mine, ce ai? Na, uite-l. Nu, uite-l, uite-l, ia uite-l. Na. O să țâșnească de acolo direct în gâtul meu. Poate mânca capul, mă înghițea imediat. De ce n-a făcut boanta asta? Boanta a vopsit în meu! De fiecare dată când mă apropiam un pic de el, îmi închipuiam cum o să vină și o să mă prindă de față. Asta era imaginea pe care o aveam. Deci cum o să avem o imagine eu cu limba scoasă pe afară și cu șarpele de capul meu? I cannot do this. It's impossible. Cât timp am de stat aici, eu fac toată pedeapsa, zic, nu mă mai ating de șarpe, să mă aștepte Gina până poi marți. Nu mă mai duc la Gina. Iar a crescut inima în mine, am început, dă-i și alerg, am început să alerg. Să mă văd direct cu Gina acolo, în locul stabilit pe instrucțiuni. No, nu bag mâna niciodată acolo. If I put my hand there, he will bite me? You don't know. Of course you don't.
Ți-ai nici măcar nu-i acolo? Băi, eram... Nu mă mai chinui, omule, că nu pun mâna pe așa ceva în viața asta. Mie-mi-e frică și dă o furnică. Să pun mâna... Nu! Doamne, era să-l muștești pe el. Doamne, ferească! Cum, băi, voi nu sunteți sănătoși la cap. Deci nu, nicio șansă, nicio șansă. Dacă pe el, pe care probabil că-l cunoaște, trebuie să aibă ei o legătură. Dacă reacționează și la el șarpele așa, nu există la mine. Nu mai, dar deja mi-e foarte ambăldăbâc la inimă. Foarte rapid. Ia uite-l cum face. Nu, cât mai am de stat, că nu mai stau, nu mai... Zic, stau aici cât trebuie, mă întind, stau la plajă, pe pajiște, cât trebuie să stau. Doamne, așa, bravo! Stai acolo! Stai acolo! Stai nervat rău! Șarpe. Du-te pe ei! Norocul meu este că șarpele este foarte avid după popularitate și a vrut să fie în centrul atenției și în momentul în care a văzut camera, uite așa, s-a dus frumos după cameră și a făcut un dans frumos și atunci eu am prins momentul și am luat bilețelul din coș. M-aș pe el. Așa îmi bătea, îmi bubuia inima din piept. Deci vreau să-mi atingeți inima. Din cauza adrenalinei, din cauza fricii. Și mai mult de atât, ăsta-i semnul, știu eu, pentru preinfarct, e când ți se duce durerea pe braț. Și începuse să mă doară brațul. Chiar mă... Ar fi culmea, dacă nu m-a omorât, dacă nu m-a strangulat șarpele, să mor de inimă.